Eu zic că da, trebuie să fim mai puternici, pentru asta ne pregătim, ne așteaptă niște meciuri foarte grele pe care trebuie să le câștigăm, să ne îndeplinim obiectivul. Cum a fost această pregătire pentru tine? A fost o pregătire grea, zic eu, adică perioada de după vacanță am avut antrenamente mai mult fizice, dar ușor, ușor intrăm la tehnico-tactic și mai avem o săptămână să cam atât să pregătim meciul de la Reșița. Mai bine pregătiți acum decât în prima parte? Cum simți că se... Asta nu pot să zic eu. Important e că ne-am încărcat bateriile, ne-am pregătit cât de bine s-a putut și sper să demonstrăm asta în campionat. Care este obiectivul tău și al echipei? Să ne calificăm în play-off. Dacă se poate, de pe un loc cât mai bun, atât mai bine, dar în principiu trebuie să ne calificăm în play-off, obiectivul echipei. V-ați adaptat prima sală? Da, și nu prea. Mai avem timp, nu? Până la urmă, nu sala e cea care joacă sau care... Noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine oriunde jucăm și sper să începem din prima etapă.